Eu vreau să vă spun un singur lucru, vreau să vă spun. Bă, eu înțeleg și sunt de acord să se respecte legea total. Eu am fost întotdeauna un mare apărător al legii, dar un mare apărător și așa o să fiu toată viața mea. Evident că Dan a greșit. Da? Asta e, spune legea că nu poți să faci asta, nu mai avea, aici n-ai ce să negociezi. Dar eu vă zic un singur lucru. Trăim într-o țară în care chiar ne place să ne umilim legendele, să ne umilim numele mari, să ne umilim oamenii care ne-au adus fericire, bucurie. Nu poți să uiți circul ăla de la aeroport. Nu poți să uiți circul de la aeroport. O secundă. Nu poți să uiți circul de la aeroport. Nu poți să uiți, dacă vedeți, chiar și circul când a ieșit Dan din închisoare cu acea hărțuială totală care a fost. O să vorbim imediat și de asta. Văd aici lângă mine un munte de om care i-au dat lacrimele și nu s-a mai putut abține. E clar că a suferit, e clar că s-a simțit umilit. De ce ne place să-i umilim pe oamenii ăștia? De ce ne place să-i umilim pe oamenii ăștia? De ce nu dăm niște amenzi? De ce nu facem niște bani? De ce pentru un carnet totuși să faci închisoare 6 luni și să-ți ia demnitatea și să nu uiți lucrul ăsta toată viața, să ți se pună o ștampilă, iar pe de altă parte alții care omoară drogați la volan copii și aia, după primesc condamnări cu suspendare. Când ne facem bine? Am și o întrebare, când ne facem bine? Da, așa zic, ai vrut să zici de circul de la ți-ai și ai zis de circul de la aeroport. Când am venit și m-am predat, fiindcă iarăși e o problemă pe care am vrut, auzisem până să vin să mă predau, că domnule, că nu mai poate, că a fugit, că îl dă dezertor, că mă dă, Doamne iartă-mă, nu mai știu ce spuneam acum. Eu pe 2, când am aflat sentința, cu toate că 90% știam cam ceea ce se va întâmpla, am sunat la IGP la arestări și le-am spus că sunt plecat din țară. Am bilet de avion pe data de 8 vin și mă predau. Deci nu m-a adus nimeni, nu a venit nimeni după mine, eu am venit singur și m-am predat. Iarăși, n-am înțeles, bă, dacă eu vin și mă predau singur și spun, bă, vin acasă și mă predau, 200 de inși la aeroport, zicei că, mamă, au prins pe cine și... Escobar! Ce, da, Escobar, dacă eram, nu... Erau atâția fotoreporteri și ziariști și poliții. Bă, de ce nu mă lași dacă... Am venit să mă predau, nu? Da. Că eu până la urmă nu puteam stau în aeroport, că aeroportul e zonă neutră. Mă dormeam acolo pe scări. Nu poți să mă dai afară de acolo. Dar dacă eu spun că vin și mă predau, pentru ce faci tu atâta circ?